Neața! Carmen, la neața! Ați intrat? Ați început? Uite, acum! Wow, la fix, mă bucur! Ne așezăm într-o postură cât mai comodă. Așa, spatele drept, umeri jos, deschidem pieptul, închidem ochii și respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură și încă o dată inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Rămânem cu ochii închiși, lăsăm acum respirația să curgă normal, inspir pe nas, expir tot pe nas. Atenția în centrul pieptului, o lățime de dege spre dreapta, zona de proiecție a inimii spirituale, a sinelui nostru. Suntem conștienți acum de unitatea ființei noastre, din punct de vedere fizic, energetic, psihic, mental și spiritual. Ne deschidem față de tot ceea ce este frumos, adevărat, universal, valabil. Aspecte pe care le regăsim și în propria noastră ființă. Și mergem acum cu palmele lipite în zona pieptului, degetele mari în scobitura gâtului și din inimă. Consacrăm această practică, fructele acestei practici, lui Dumnezeu, perceput ca esența ființei noastre. Lăsăm acum mâinile jos, deschidem ochii, începem încălzirea corpului, bărbia în piept, expirăm. Și încet începem rotația capului în sens orar, sensul acelor de ceasornic. Putem închide ochii. Respirația curge normal, inspir pe nas, expir pe nas. Mișcarea cât mai amplă, nu ne grăbim, încălzim bine zona gâtului, mușchii gâtului, dezmulțim zona omoplaților, umerii jos, spatele drept. Când ajungem cu băbia în piept, schimbăm sensul, sensul invers orar. Ușor ne oprim, respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură și încă o dată inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Bun. Continuăm cu mișcarea laterală a capului, ca și cum am vrea să atingem cu urechea umărul. Umerii jos, mișcarea doar din cap. Respirația curge normal.
Atenția în centrul frunții, puțin deasupra sprâncenelor. Ușor ne oprim, respirăm profund, inspirăm mult pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Și încă o dată, inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Lăsăm bălbia în piept, expirăm mult. Capul pe spate, inspirăm. Expirăm în față. Inspirăm capul pe spate. Expirăm în față. Inspirăm capul pe spate. Expirăm în față. Inspirăm capul pe spate. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Bun, și ușor ne oprim. Respirăm profund. Inspirăm mult pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Bun. Ușor revenim. Schimbăm postura. Mergem în postura Sukhasana, postura plăcută. Așa. Bun. Spatele drept, umeri jos, deschidem pieptul. Așa. Ridicăm mâna stângă sus de tot. Îndreptăm bine coloana vertebrală. O ducem în spate și prindem de cot. Întindem bine. Blocăm respirația, inspir, expir, inspir, expir. Ușor lăsăm mâinile jos. Ridicăm mâna dreaptă sus de tot. Întindem bine coloana. Ducem în spate, prindem de cot. Și îndreptăm spatele. Ușor, lăsăm mâinile jos. Bun. Facem acum rotații cu umerii. Ducem umerii în spate, umerii în față. Și facem pe respirații. Inspir, umerii merg în spate. Expir, jumate de cerc în față. Inspir în spate. Expir 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 în față. Și invers. Acum inspir în față. Expir în spate. Ușor. Ne oprim. Facem un mic balans pe bazin, să îndreptăm bine spatele. Așa. Bun. Și continuăm cu câteva rotații. Inspirăm în față. Expir spre stânga. Ne uităm peste umărul stâng. Inspir în față. Expir spre dreapta. Inspir în față. Expir stânga. Inspir în față. Expir dreapta. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir.
Expir. Bun. Și ușor ne oprim. Punem palma de la mâna stângă pe ea. Ne aplecăm ușor. Așa. Ne uităm bazinul să nu se ridice prea mult de pe podea. Ridicăm mâna dreaptă, o întindem. Ne uităm spre palma întinsă. Întindem bine, bine partea dreaptă a trunchiului. Bun. Ușor revenim. Mergem acum spre dreapta. Punem palma de la mâna dreaptă pe podea. Mâna stângă sus, o întindem, ne uităm spre palmă. Întindem bine, bine partea stângă a trunchiului. Bun, și ușor revenim. Așa, aducem mâinile pe lângă trunchi. Așa. Inspirăm, ridicăm aer. Expir jos. Inspir sus. Expir jos. Inspir sus. Expir jos. Inspir sus. Expir jos. Și încă o dată. Inspir sus. Expir jos. Bun, ușor ne oprim, aducem mâinile în față, palmele orientate spre pământ, inspir, degetele merg spre podea, expir sus, inspir jos, expir sus, inspir jos, expir sus, inspir jos, expir sus, inspir. Expir, inspir, expir, inspir, expir, și ultima oară, inspir, expir. Bun, lăsăm mâinile jos, închidem ochii, punem palma de la mâna stângă pe piept, în dreptul inimioarei, palma de la mâna dreaptă pe abdomen, în zona buricului. Inspirăm mult, umflăm abdomenul. Expir, scoatem tot aerul. Relaxăm abdomenul. Inspir, umflăm. Expir, relaxăm. Inspir, umflăm. Expir, relaxăm. Inspir, umflăm. Expir, relaxăm. Bun, și ușor ne oprim, deschidem ochii. Întindem iar mâinile în față, de data asta palmele orientate spre tavan. Întindem palmele în pumni și facem rotații spre interior. Încălzim bine, bine încheieturile mâinilor. Și spre exterior. Așa. Întindem iar mâinile în față. De data asta, palmele orientate tot spre pământ. Și prindem degetele. Așa. Prima dată degetele de la mâna dreaptă. Întindem bine, bine. Și apoi degetele de la mâna stângă, cele patru degete, în sus. Așa. Bun, lăsăm mâinile jos, scuturăm mâinile. Așa, scoatem toată tensiunea din brațe. Bun. Întindem picioarele acum. Picioarele sunt ușor deportate la nivelul bazinului.
Inspirăm, degetele merg spre podea. Expir sus. Inspir jos. Expir sus. Inspir jos. Expir sus. Inspir jos. Expir sus. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Și ultima oară. Inspir. Expir. Bun, apropiem picioarele. Și facem acum rotații, încălzim bine, bine gleznele. Articulațiile gleznelor. Și schimbăm sensul. Și încet ne oprim, aducem tălpile spre bazin, le lipim, postura fruturașului, spatele drept, aducem mâinile în spate, îndreptăm bine, bine spatele, deschidem pieptul și facem, dăm din aripioare, ușor, nu forțăm. Dacă simțim vreo durere în zona coapselor sau în zona pelviană, ne oprim. Bun. Și ușor ne oprim. Ușor ne ridicăm în picioare. Punem mâinile în față, încet, punem mâinile pe genunchi și ușor ne ridicăm în picioare. Bun. Spatele drept. Așa, și o să începem cu postura copacului, dar modificată. Începem cu partea stângă, piciorul de sprijin. Aducem piciorul drept în față. Așa. Genunchiul este orientat în față. Întindem mâinile. Și stăm aici. Acum, ușor, lăsăm mâinile jos și piciorul drept merge spre dreapta. Bun. Îl aducem înapoi. Așa. Și iar spre dreapta, întindem bine. În față. Spre dreapta. Bun. Îl aducem înapoi. Mergem acum spre stânga. Genunchi în față. Întindem mâinile. Să ne echilibrăm. Piciorul drept întins. Lăsăm mâinile jos. Piciorul stâng se întinde. Aducem iar în față. Iar se întinde. Iar în față, iar se întinde. Acum îl aducem înapoi. Întindem iar piciorul drept și facem aici 5 ridicări. Putem face și pe respirație, inspir în față, când e piciorul jos, expir sus, inspir jos. Expir sus, inspir jos, expir sus. Bun. Și acum o să facem ca niște rotații. Deci suntem acum, piciorul stâng este întins și piciorul drept îl mișcăm. Și invers,
Încercăm să menținem corpul drept. Și ușor ne oprim. Mergem acum spre stânga. Piciorul stâng întins. Inspir jos. Expir sus. Inspir jos. Expir sus. Inspir jos. Expir sus. Inspir jos. Expir sus. Și gata, inspir jos. Expir sus. Bun, aducem acum piciorul stâng sus, genunchiul în față și facem cerculețe. Așa. Deschidem bine bazinul, nu forțăm cât se poate. Dar putea să observăm că pe o parte suntem mai flexibili, ceea ce este normal. Și invers. Și ușor ne oprim, închidem ochii, respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură și încă o dată inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Bun. Ușor revenim, depărtăm picioarele. Bun. Și acum, piciorul drept este orientat spre dreapta. Piciorul stâng este, practic, talpa piciorului stâng, perpendiculară pe piciorul drept. Sunt pe aceeași linie. Așa. Bun, ne orientăm spre dreapta și ne aplecăm. Bun, revenim, ne orientăm spre stânga, ridicăm brațul sus, brațul drept sus. Bun. Și revenim. Acum piciorul stâng este întins și piciorul drept tot întins. Bun. Mergem spre stânga cu bazinul. Ne aplecăm brațul drept sus. Uităm în față. Bun. Ușor. Revenim. Mergem acum spre dreapta, brațul stâng sus. Și ușor revenim. Tălpile acum sunt paralele, picioarele tot depărtate. Ne lăsăm pe... Așa, ca și cum ne-am lăsat pe line. Dar nu până jos. Așa, mâinile merg în față. Și o să facem acum aplecări spre stânga, spre dreapta. Mergem mai întâi spre dreapta, apoi spre stânga. Spre dreapta. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Și încă o dată. Inspir. Expir. Bun. Și ușor. Revenim. Ne orientăm iar spre dreapta. Tălpile sunt perpendiculare. Așa. Bun. Ne lăsăm. Piciorul drept este îndoit. Ne uităm talpa piciorului. Genunchiul de la piciorul drept să fie pe aceeași linie cu călcâiul. Bun. Așa. Întindem bine, bine. Brațele întinse, palmele orientate spre pământ.
Așa. Inspirăm. Expir sus. Inspir. Expir, ne lăsăm pe stânga. Inspir. Expir. Revenim. Ne lăsăm pe piciorul drept, care rămâne îndoit. Și mâna stângă. Mergem în față. Bine, bine, bine. Ne uităm spre palma întinsă. Respirăm. Și ușor revenim încet, gradat, ne grăbim și ne întoarcem acum, mergem spre stânga. Piciorul stâng este îndoit, piciorul drept este întins. Bun. Întindem brațele, ne uităm în față, respirăm. Ne lăsăm acum spre dreapta, brațul stâng sus, ne uităm spre tavan. Revenim, brațele întinse. Ne lăsăm pe piciorul stâng, brațul drept sus, ne uităm spre tavan. Și apoi ușor, brațul drept merge în față. Teoretic ar trebui brațul drept să fie pe aceeași linie cu piciorul drept. Ne uităm spre palma întinsă de la mâna dreaptă. Ușor revenim, încet, gradat, ne grăbim. Picioarele sunt îndepărtate, ne lăsăm iar pe coapse, mâinile în față, inspirăm, ne lăsăm spre dreapta, expir spre stânga, inspir, expir, inspir, expir. Și încă o dată. Expir. Expir. Bun. Și ușor revenim. Apropiem picioarele. Revenim iar la postura copacului. Bun. Înainte să facem o altă variație, observăm spatele să fie drept, pieptul deschis, spate. Așa, umerii cât mai jos. Bun. Și o să începem tot cu piciorul stâng, piciorul de sprijin. Aducem piciorul drept în față, prindem cu mâinile. Așa, întindem bine, bine, bine spatele. Încet piciorul drept merge spre dreapta și aducem talpa piciorului drept, vedem dacă stă pe coapsă, dacă nu punem mai jos pe gambă. Așa, ne echilibrăm. Bun, lăsăm mâinile jos, aducem înapoi piciorul drept în față și prindem cu mâna opusă, mâna stângă. Încercăm să aducem spre stânga. Și încet, cu privirea, mergem spre dreapta, cât putem. Treptat, ne grăbim. Și ușor revenim, piciorul drept jos, închidem ochii. Și respirăm profund, inspirăm mult pe nas. Expirăm pe gură.
Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Și încă o dată, inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Bun, ușor revenim, deschidem ochii. Mergem pe... Lăsăm piciorul drept, piciorul de sprijin. Aducem piciorul stâng sus. Prindem cu amândouă mâinile. Așa, să îndreptăm spatele. Mai încet, piciorul stâng merge spre stânga. Punem talpa ori pe gambă, ori mai sus, pe coap, să vedem unde ne simțim confortabil. Ideea e să fie spatele drept, deschidem pieptul. Și apoi ușor, piciorul stâng vine înapoi. Prindem cu mâna dreaptă, mâna opusă. Și încet ne uităm spre stânga, treptat. Și ușor privirea vine în față. Lăsăm piciorul stâng jos, închidem ochii. Și respirăm profund, inspirăm mult pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Bun, ușor revenim, deschidem ochii. Depărtăm picioarele. Piciorul drept merge în față. Îl îndoim. Piciorul stâng este întins. Ne uităm aproximativ să fie pe aceeași linie. Și încet mergem cu palmele pe podea. Lăsăm piciorul stâng jos pe vârf și pe genunchi. Palmele sunt paralele, paralele cu talpa piciorului drept. Ne uităm în față. Și încet venim cu palmele spre stânga, întindem piciorul stâng, așa, ne punem cu vârful degetelor de la mâini pe saltănuță, întindem spatele și puțin mai greu, vedem dacă se poate, nu forțăm. Degetele de la piciorul stâng să fie spre tavan, o să fie o întindere mai mult pe partea pe coapselor și a gambei. Așa. Bun, mâna stângă merge în spate pe zona lombară și ne uităm peste umărul stâng. Deschidem și mai mult spatele, bazinul. Bun, ușor revenim, lăsăm mâinile jos și ușor mergem spre stânga. Ajungem aici în șezut pelvine sau postura malasana. Aducem palmele în zona pieptului și cu coatele să simțim că împingem genunchii. Respirăm, închidem ochii, inspir, expir, inspir, expir. Bun, ușor revenim, mâinile jos. Așa, întindem, mergem spre stânga, piciorul drept vine pe podea. Pe vârf și pe genunchi. Palmele sunt paralele, paralele cu talpa piciorului stâng, ne uităm în față.
Ușor ne orientăm spre dreapta, piciorul drept întins, ne punem pe vârful degetelor de la mâini, prindem piciorul drept. Și acum, la piciorul drept, încercăm vârful degetele de la piciorul drept să fie orientate spre tavan. Mâna dreaptă merge în spate pe zona lombară. Ne uităm peste umărul drept. Respirăm. Mâna dreaptă vine înapoi și încet mergem spre centru, ajungem iar în postura Malasana. Așa, spate drept. Și o să facem o dată spre stânga, o dată spre dreapta. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Și încă o dată. Inspir. Expir. Rămânem aici. Palma este de la mâna stângă pe podea. Întindem mâna dreaptă, ne uităm spre tavan. Și înapoi, mâna dreaptă pe podea, mâna stângă sus. Ne uităm spre tavan. Bun. Și încet revenim. Ne așezăm pe salteluță. Așa. Și avem acum înainte să facem postura porumbelului, facem postura pisicuței. Palmele sub umeri, genunchii depărtați, picioarele pe glezne. Expir, ne uităm la buric. Inspir, centru frunții. Expir la buric. Inspir, centru frunții. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Și încă o dată, expir, inspir, expir, revenim la poziția neutră, ne lăsăm pe bazin, bazinul lăsăm pe podea și mergem în postura copilului să ne odihnim, întindem bine, bine brațele în față, lăsăm urechea pe podea, închidem ochii și ne relaxăm. Bun, încet revenim, treptat. Bun, venim iar în postura pisicuței și acum aducem piciorul drept sub noi, piciorul stâng merge în spate. Așa, să vedem mai bine. Piciorul stâng este întins. Reclesnă, piciorul drept sub noi, mâinile în față, ne uităm spre tavan, să deschidem bine, bine pieptul. Încet revenim,
Mergem acum pe partea cealaltă, piciorul stâng vine sub noi. Piciorul drept merge în spate. Așa. Mâinile sunt în față, vedem unde le poziționăm ca să deschidem cât mai mult pieptul, ori mai central apropiate, ori mai depărtate. Așa. Și ne uităm spre tavan, întindem bine, bine spate. Respirăm. Inspiro, expiro. Bun, ușor revenim, aducem piciorul stâng încet în spate, revenim iar la postura pisicuței, palmele sub pume, genunchii depărtați. Expir, ne uităm la bunic. Inspir, centru frunții. Expir la buric, inspir centru frunții, expir la buric, inspir centru frunții, expir, inspir, expir, inspir, și expir, și expir, revenim, voi mergem iar în postura copilului, bazinul pe dea și de data asta mâinile vor veni pe lângă picioare și palmele orientate spre tavan. Ne odihnim, ne relaxăm, ne abandonăm în postură. Bun, și încet revenim, ne așezăm în postura de la început, postura diamantului, spatele drept și continuăm cu o tehnică de respirație, Nadi Shodhana sau respirație alternativă. Înainte să începem spatele să fie drept, deschidem pieptul, întindem bine coloana vertebrală, capul în prelungirea gâtului, creștetul capului spre tavan. Bun. Și avem două degete de la mâna dreaptă, așa, pe care o să le punem pe centru frunții, puțin deasupra sprâncenei. Și o să avem câte o nară blocată pe rând. Nara dreaptă va fi blocată de degetul mare, nara stângă de celelalte două degete. Bun. Înainte să începem, închidem ochii, spatele drept și începem. Blocăm nara dreaptă, inspir pe nara stângă, mult, mult, mult. Blocăm nara stângă, scoatem aerul pe nara dreaptă. Tragem mult aer pe nara dreaptă. Blocăm nara dreaptă, scoatem aerul pe nara stângă. Tragem mult aer pe nara stângă. Blocăm nara stângă, scoatem aerul pe nara dreaptă. Tragem mult aer pe nara dreaptă, blocăm nara dreaptă, scoatem aer pe nara stângă, tragem mult aer pe nara stângă,
Blocăm nara stângă, scoatem ar pe nara dreaptă. Tragem mult ar pe nara dreaptă. Blocăm nara dreaptă, scoatem ar pe nara stângă. Tragem mult ar pe nara stângă. Blocăm nara stângă, scoatem ar pe nara dreaptă. Tragem mult aer pe nara dreaptă. Blocăm nara dreaptă. Scoatem aer pe nara stângă. Tragem mult aer pe nara stângă. Blocăm nara stângă. Scoatem aer pe nara dreaptă. Tragem mult aer pe nara dreaptă. Blocăm nara dreaptă, scoatem aer pe nara stângă. Și ultimul ciclu, tragem mult aer pe nara stângă. Blocăm nara stângă, scoatem aer pe nara dreaptă. Tragem mult aer pe nara dreaptă. Blocăm nara dreaptă, scoatem aer pe nara stângă. Ușor ne oprim, rămânem cu ochii închiși, mâna dreaptă jos, se odihnește. Lăsăm respirația acum să revină la normal. Doar urmărim cum intră aerul pe nări și cum iese tot pe nări. Mintea parcă este mai limpede. S-a relaxat. Ne ducem palmele în dreptul inimii și le frecăm bine, bine, bine până se încălzesc. Când s-au încălzit, așezăm ușor palmele pe ochișori, fără să apăsăm. Nu apăsăm ploapele, nu apăsăm obrajii. Lăsăm toată căldura binefăcătoare a palmelor să vină pe ochi, să încălzească, să regenereze. Să învinge. Și numărăm aici în gând 5 respirații. Un inspir și un expir este o respirație. Ușor revenim, lăsăm palmele jos, încet, deschidem ochii și ne pregătim de relaxare. Ne așezăm pe podea, cu fața în sus. Picioarele ușor depărtate. Palmele orientate spre tavan, închidem ochii. Zona lombară cât mai aproape de podea. Și vom relaxa corpul la nivel fizic, la nivel mental, la nivel psihic. Vom relaxa corpul gradat, de jos în sus, segment cu segment. Vom relaxa picioarele, brațele, trunchiul, capul.
Este ca și cum am plimba privirea interioară de-a lungul corpului, din tălpi până în creștetul capului. La nivelul segmentelor relaxate putem simți ușoară încălzire, ușoare vibrații, ușoare picături. Și începem ușor relaxarea cu relaxarea picioarelor, întâi piciorul stâng. Relaxăm degetele de la piciorul stâng, unul câte unul. Relaxăm talpa piciorului stâng. Glezna de jur împrejur. Gamba de jos în sus, musculatura gambei. Relaxăm genunchiul, coapsa de jos în sus, musculatura coapsei. Tot piciorul stâng s-a relaxat, este greu, moale, aproape de podea. Relaxăm piciorul drept. Degetele de la piciorul drept, unul câte unul, talpa piciorului drept. Glezna de jur împrejur, articulațiile gleznei. Relaxăm gamba de jos în sus, musculatura gambei. Relaxăm genunchiul, coapsa de jos în sus, musculatura coapsei. Tot piciorul drept s-a relaxat, este greu, moale, aproape de podea. Relaxăm acum brațele, brațul stâng. Degetele de la mâna stângă, unul câte unul. Palme, dosul palme. Încheietura mâinii stângi de jur împrejur. Antebrațul de jos în sus. Relaxăm cotul, brațul superior de jos în sus. Relaxăm umărul. Brațul stâng este greu, moale, aproape de pământ. Relaxăm brațul drept. Degetele de la mâna dreaptă, unul câte unul. Palmă, dosul palmei. Încheietura mâinii drepte. Antebrațul de jos în sus. Musculatura antebrațului. Relaxăm cotul, brațul superior de jos în sus. Relaxăm umărul. Brațul drept s-a relaxat și el, este greu, moale, aproape de podea.
Ne relaxăm acum trunchiul de jos în sus. Relaxăm bazinul, mușchii fesieri, zona lombară, spate, mușchii spatele, zona omoplaților, ne detensionăm, mă eliberăm de frici, de griji. Relaxăm zona pelviană, mușchii sexuali, zona abdominală, organele interne din zona abdominală. Relaxăm pieptul, zona claviculară. Totul s-a relaxat, este greu, moale, aproape de pământ. Relaxăm gâtul de jur împrejur, musculatura gâtului. Relaxăm capul, relaxăm ceafa, zona facială, vorbia, gura, maxilarele, limba. Relaxăm obraji. Relaxăm ochii, gloapele, globii oculari. Relaxăm tâmplele, fruntea, pielea capului. Relaxăm creștetul capului. Corpul s-a relaxat, e greu, moale. L-am eliberat de tensiuni, de griji, de frici, energii care nu ne sunt de folos. Suntem deschiși acum față de toate energiile bune, binefăcătoare, pe care le captăm în flux continuu în corpul nostru. Astfel, fiecare celulă este vitalizată, regenerată, vindecată. Ne deschidem față de toate ființele din univers și față de noi înșine, cu bunătate, cu înțelegere, cu iubire, cu iertare. Mișcăm degetele de la mâini, degetele de la picioare, ușor revenim, rămânem cu ochii închiși. Și ne așezăm pe o parte, ca și cum am vrea să ne trezim dintr-un somn lung, odihnitor. Rămânem cu ochii închiși. Ne luăm câteva clipe să ne bucurăm de această practică, de fructele acestei practici.
dorim, ne ridicăm pe o parte, împingând în brațe, ușor. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc și eu!